Ne spuneți însă? Avem. Un comitet, gata? Da. Încep eu această conferință de presă. În primul rând, bună ziua și bun venit tuturor. Astăzi, o zi istorică pentru municipiul Onești. O zi de care, cu siguranță, ne vom aduce aminte cu plăcere, spun eu. Și am destul de multe motive să spun lucrul acesta. Acum câteva luni de zile, mai precis în decembrie 2016, independent de voința noastră, am fost nevoiți să preluăm serviciul public de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Onești, deoarece vechiul operator ajunsese la incapacitatea tehnică și economică de a mai presta acest serviciu în Onești. Cu ajutorul Consiliului Local și a unor oameni de bine, am reușit doar două zile să preluăm acest serviciu și să-l delegăm către unicul operator, spunem noi, din subordinea Consiliului Local. Este vorba despre Societatea Domeniului Public și Privat, cu Onești S.A. Societate care, cum au spus și hotărârile de Consiliul Local de atunci, au gestionat acest serviciu pe o perioadă tranzitorie până la aderarea municipiului Onești la o asociație de dezvoltare intercomunitară. Vă mărturisesc că mi-am dorit și am făcut toate procedurile legale pentru a adera la ADI Bacău și CRAB. Dar lucrurile în viață nu ies întotdeauna cum ne dorim noi. Lucrurile în viață se desăvârșesc așa cum vrea Dumnezeu. Mai devreme am asistat la o frumoasă slujbă prin care s-a binecuvântat această locație și, o spune, venirea operatorului Raja în municipiul Onești. Fac o mărturisire și vă spun că intrasem într-un blocaj. Discutând cu toți specialiștii de la primărie și nu numai, căutam soluții astfel încât oneștenii se poate beneficia de apă. Și nemai știind ce să mai fac, am făcut ce știu eu mai bine. Și anume m-a rugat la Dumnezeu, am fost la Muntele Apei și m-a rugat la Dumnezeu să găsească o soluție pentru acești oameni care timp de 20 de ani au suferit în această privință a apei. Bate de 3 ore pe zi, dimineața, 3 ore seara, bat când era lumea mai dragă, se oprea apa și nu cred că niciunul dintre noi, cei din Onești, meritam această soartă. Iată un moment istoric, prin care Consiliul Local în întregul său, deci în unanimitate de voturi, a delegat acest serviciu către operatorul care a avut cea mai bună ofertă. Noi nu am ales Raja Constanța. Raja Constanța a venit cu cea mai bună ofertă pentru oneșteni. Ce înțeleg eu prin cea mai bună ofertă și ce înțeleg consilierii locali? Cel mai mic preț pe metru cub de apă, cel mai bun program asumat de investiții pe perioadă medie, scurtă, medie și lungă de timp. Și mă bucur că toți consilierii locali, da, program de furnizare apei 24 de ore din 24, ceea ce n-am mai avut de mult în municipiul Onești. Vreau să vorbesc câteva cuvinte despre Raja și să închei, să spun, punctul meu de vedere și al autorității publice locale pe care o reprezint astăzi. Mă bucur că am reușit să delegăm acest serviciu public de apă și canalizare către un operator cu capital 100% de stat. Statul român, atenție, că să nu înțelegem greșit. Asta îmi dă încredere că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Nu vreau să vorbesc prea mult despre calitatea oamenilor de la Raja Constanța, pentru că s-ar găsi sigur unii să spună că sunt părtinitori. Nu sunt părtinitori, știu la fel de bine să apreciez calitatea umană a unor, ca mulți oameni. Nu e nimic ieșit din comun și mă bucur că am găsit niște oameni profesioniști și de bună credință la Raja. Iată, Raja a operat un operator capital 100% de stat, cel mai mare operator de apă din România, operator care își desfășoară activitatea în 8 județe din România și care, prin intermediul municipiului Onești,
începând de la 1 iunie 2017, intră în regiunea istorică Moldova, prin Onești. Foarte important. Eu sunt sigur că decizia pe care a luat-o Consiliul Local, propunerea pe care eu, ca și primar, Nicolae Gănatiuc, am făcut-o Consiliului Local, mă va face să fiu mândru în continuare de această decizie luată. Trăiesc cu gândul că lucrurile vor merge începând de la 1 iunie într-o direcție bună. Mă refer aici calitatea apei, program și plan de investiții. Foarte puțin înțeleg că noi în aceste 5-6 luni de zile, Consiliul Local Onești, am pierdut mai bine de 25 de miliarde de lei vechi. Bani cu care puteam să facem lucruri foarte importante pentru oneșteni. Fie că am fi reabilitat drumuri, fie că am fi reabilitat școli, fie că am fi investit în sistemul de sănătate. Vedeți, fără voia noastră am fost obligați să gestionăm acest serviciu și uitați costurile. Este bine că începând de la 1 iunie, municipiul Onești se degrevează de aceste sarcini, pe care nu și le plătesc. Cu siguranță, în 2018, acești bani voiam folosi chipzuit în niște proiecte pentru dezvoltarea Oneștii. Eu nu pot să spun decât în încheiere, bine ați venit în municipiul Onești, să dea Dumnezeu ca tot ceea ce v-ați propus și ne-ați și spus, să vă ajute Dumnezeu să duceți la îndeplinire. Mi-aș dori ca de la 1 iunie oneștenii să simtă că lucrurile s-au schimbat în bine, că decizia pe care au luat-o consilierii locali este una bună pentru oneșteni și îmi doresc ca tot ceea ce scrie pe această tablă să ne aducem cu toții aminte cu bucurie. Și ce scrie aici? Prețul practicat de către Raja, începând de la 1 iunie până, atenție, 31.12.2018, va fi un preț mai ieftin la apă pe metru cub decât prețul practicat acum de către UAT Onești, și anume cu 1,10 lei, aproximativ 10 bani, 1,09 lei mai mic în favoarea oneștenilor, că prețul nu va crește până la 31.12.2018. Și este foarte, foarte important, din discuțiile purtate cu directorul general de la Raja, am găsit atât buna credință, disponibilitatea și un ajutor pe care Raja îl acordă municipiului Onești, și anume scutirea de la plata consumului la apă a tuturor instituțiilor de învățământ din municipiul Onești, școli, licee, grădinițe, și a tuturor bisericilor din municipiul Onești. Ce gest mai frumos ar fi putut să facă acești oameni? Nu știu. Sunt sigur că vor fi buni și oameni care vor găsi să critique oarecum aceste decizii, oarecum această intenție, dar important este că timpul ne va demonstra fiecăruia dintre noi dacă am luat o decizie bună sau nu. Și eu cred, din toată inima vă spun, cred că este cel mai mare și cel mai important proiect al meu, ca și primar, pe care pot să-l ofer municipiului Onești. Am mai făcut lucruri bune și voi mai face în acest mandat, având în vedere investițiile în infrastructura medicală, având în vedere fabrica Autolift, care a generat 100 și ceva de locuri de muncă încă din prima lună și 300-400 de locuri de muncă până la sfârșitul anului. Cred că acest proiect este foarte important pentru Onești și îmi va da încredere și curaj ca peste un an, peste 2 ani, peste 3 ani de zile, împreună cu domnul director, împreună cu colegii mei din Consiliul Local, împreună cu doamna viceprimar, să ne putem uita direct în ochii oneștenilor, cu fruntea sus, și să le spunem, da, oameni buni, am luat o decizie bună pentru dumneavoastră. Eu doresc succes în activitate celor de la Raja. Sunt sigur că au toate ingredientele necesare să facă o treabă bună pentru oneștenii. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestui proiect. Colegi din primăria municipiului Onești care au făcut eforturi consistente pentru a pregăti raport de evaluare, pentru a pregăti documentații. Mulțumesc celor de la domeniul public și privat.
pentru că au trebuit să facă un lucru timp de 6 luni de zile pe care nu și l-au dorit și care a devenit o povară vis-a-vis de bugetul lor. Mulțumesc celor de la Bacău, fie că sunt Consiliul Județean, fie că sunt cei de la CRAB, fostului președinte de Consiliul Județean, actualului președinte, pentru că împreună am reușit și am înțeles că această delegare de serviciu este una foarte importantă, este vitală pentru oamenii. Vă las, trebuie să las să spun și domnul director câteva date tehnice vis-a-vis de investițiile pe care le face Rașa și mai bine să le auziți de la dânsul decât de la mine, vis-a-vis de masterplanul județului Bacău de investiții în următorii ani, vis-a-vis de sursa alternativă de apă, vis-a-vis de capacitatea de înmagazinare a apei municipiunești și vis-a-vis de ceea ce își propune Raja să facă municipiunești din punct de vedere al alimentării cu apă și canalizare. Eu vă mulțumesc frumos și după ce domnul director general Stroie Felix va lua cuvântul, vă stăm la dispoziție împreună pentru a vă răspunde la orice fel de întrebare, bineînțeles, legată pe acest subiect. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnule primar, doamnă viceprimar, stimate oficialități, stimați ziariști, este un moment istoric numai pentru municipiunii și pentru noi, pentru compania de apă Raja din Constanța. Compania noastră este o companie publică, cu capital integral de stat. Deci nu suntem o firmă privată. Acționarii noștri sunt un număr de 34 de consilii locale, comunale, orășenești, municipale, județene, și repet încă o dată, foarte important, suntem o companie publică cu capital integrat de stat, adică 100%. Am venit în municipiul Pănești ca urmare a unei proceduri publice de selecție de oferte. Am venit într-o competiție în care au prezentat oferte compania de apă regională din Bacău și compania de apă din Iași. Oferta noastră s-a dovedit cea mai atractivă și atât comisia care a făcut evaluarea și selecția, cât și în final Consiliul Local al Municipiului Onești ne-au ales cu unanimitate de voturi pe noi. Acest lucru ne obligă enorm de mult. De la miezul nopții, lucrurile se vor schimba fundamental în municipiul Onești. Vedeți că sigla noastră este o picătură de apă. Apa este izvorul vieții. Fără apă nu se poate, nu există viață. În secolul 21 nu este normal să beneficiezi, să nu beneficiezi de apă 24 de ore pe zi. De la miezul nopții, locuitorii municipiului Onești, în slujba cărora venim, vor avea apă 24 de ore pe zi. Dacă vor mai exista sincope în asigurarea serviciului timp de 24 de ore pe zi, va fi numai dacă compania CRAB nu va avea probleme de furnizare, va avea probleme tehnice și nu va reuși să asigure apa 24 de ore pe zi. Însă noi am încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu compania de apă din Bacău, în care un contract de vânzare și cumpărare, în care sunt scrise foarte clar obligațiile care revin vânzătorului, companiei regionale de apă din Bacău, și obligațiile care revin nouă ca și cumpărător. Vă asigur că niciodată nu vor fi probleme ca noi să ne achităm în 24 de ore factura de apă primită de la cei din Bacău. Dar și obligațiile lor vor fi strict monitorizate și ne vom asigura că se vor îndeplini. Prețul general de furnizare a serviciului este cu 1 leu și 9 bani mai mic decât ceea ce se plătea până astăzi, la ora la miezul nopții. Este scris foarte frumos pe tablă, cifrele cu roșu sunt luate din facturile făcute de domeniul public și privat, cifrele cu albastru sunt cele care sunt analizate de Autoritatea Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare din România, de administrație pentru compania noastră. Acest preț nu va fi modificat, cum a precizat domnul primar, până la 31 decembrie 2018. Acest preț îl practicăm din data de 20 decembrie 2013. Vedeți câtă stabilitate avem, le respectăm cetățenii.
Compania noastră va asigura gratuit apa pentru toate unitățile școlare din municipiu, de la grădiniță, școală generală, liceu. Toți vor primi apa în mod gratuit, de calitate, timp de 24 de ore pe zi, de asemenea unitățile de culte. Planurile noastre sunt foarte ambițioase în ceea ce privește investițiile, pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung. Dacă îmi dați voi, acum se lucrează, județul Bacău este pe punctul de a finaliza master planul județului, inclusiv pe linie de apă și canalizare. Vreau să vă spun că până în urmă, cu o săptămână, în acest master plan, în dreptul orașului, deci Prunești, era o propoziție de 7 cuvinte. Ne-am ocupat, am luat legătura cu cei care fac master planul, am luat legătura cu autoritățile județene, am introdus și de urgență vor fi oficializate în master plan prin votul Consiliului Județean, investiții spectaculoase pentru municipiul Onești. Este vorba de o sursă nouă de apă și o stație de tratare corespunzătoare, valoare de 6 milioane și jumătate de euro. Reabilitare rezervoare de magazinare și suplimentare, valoare de 1.360.000 de euro. Stație de epurare nouă, inclusiv treapta terțiară, adică extragerea metalelor grele, în valoare de 14 milioane și jumătate de euro. Extindere rețea de canalizare menajeră, circa 32 de kilometri, în valoare de 6 milioane și jumătate de euro. Reabilitare rețea de canalizare menajeră, 3 kilometri, în valoare de 1 milion de euro. De asemenea, reabilitare rețele de distribuție apă, pe 14 kilometri, în valoare de 3 milioane și jumătate de euro. Vom înființa sisteme locale de ridicare a presiunii, 31 de sisteme, în valoare de 1 milion de euro. Și vom sectoriza rețeaua de distribuție, în valoare de 1 milion de euro. Deci o sectorizăm, pentru că atunci când este o avarie, să nu se preocupă și dacă crește apă. Cum se taie un pepene ferii. Vom face cât mai multe ferii în acest pepene, astfel încât atunci când ar fi o avarie, un măsur mai mult de cetățean să fie afectat. Te rog frumos, Irina, da, să tragi la Xerox această hârtie și să le dai colegilor din presă. Am adus utilaje foarte moderne, o parte sunt aici, afară. Am pregătit, din punct de vedere logistic, desfășurarea activității. Au fost angajați toți salariați care și-au desfășurat activitatea în acest sector. Nu a rămas nimeni fără servici. Și în continuare, extinzându-ne activitățile, vom mai angaja cetățeni din municipiul Onești. Nu o să-i aducem niciodată de la Constanța sau de la Predeal sau din județele în care operăm noi. Vor lucra cetățenii din municipiul Onești. Aș putea să mai spun multe lucruri. V-aș ruga din suflet să fotografiați acest panou și vă garantez că ne vom respecta cuvântul 100%, atât ceea ce vedeți aici pe acest panou, cât și pe lista de investiții pe care o primiți imediat. Orașul municipiul Onești va fi primul municipiu din România care va fi contorizat integral, începem de mâine dimineață. Raja nu ia liber pe 1, pe 2, pe 3, pe 4, pe 5, pe 6. Începând de mâine dimineață, 49 de echipe și continuă activitatea în municipiul Onești. Și trecem la contorizare cu contori, cu cifranțuzești, cu citire la distanță a tuturor consumatorilor din Onești. De la un consumator industrial până la o persoană fizică. În foarte scurt timp, toată lumea va beneficia de acest serviciu de contorizare foarte precis, foarte exact, astfel încât să nu mai fie niciun fel de dubiu vis-a-vis de apa consumată. Este inadmisibil ca în secolul 21 să ajungem, vă spun ce este în orașul Onești, să ajungă cu pierderea de apă la cifre undeva de 75% în mediu. Din păcate, foarte multă apă nu este foarte multă pierdere, să spunem. Din păcate, cu atâta pierdere, și vă spune un om cu experiență, nu este o pierdere tehnică. O fi rețeaua veche. Dar este și multă furt. Și mult furt. Atunci, toată lumea va primi un serviciu corect, de calitate, măsurat corect, pe care o va plăti corect. Noi vom lua măsuri
să reparăm toate avariile, avem o altă listă de investiții pe termen scurt și vom repara toate avariile, vom asigura monitorizarea rețelelor de apă, o să facem tot ce trebuie să fie bine. Ca cel mai scurt timp, să aducem pierderea de apă în municipiul Onești, așa cum este contracta noastră de operare, la 30%. Nu se poate să mergem în această pierdere. Relațiile cu cetățenii vor fi extrem de corecte și calde. Vom comunica foarte bine cu cetățenii 24 de ore pe zi. Îmi doresc dintr-o sufletul ca și gradul să-și onoreze obligația de a furniza apa de calitate și în cantitatea cerută 24 de ore pe zi. Și atunci nu vor mai fi niciodată probleme și vom uita definitiv de întreruperile de apă. Evident, exceptând acele avarii și pentru remedierea mixto avarii, trebuie să intri în carosabil. Tot ce înseamnă remediere de carosabil, de alte lucruri care le pricinuim intervenția noastră orașului, vor fi remediate de domeniul public și privat, vom lucra cu serviciile primării. Este o altă, un alt lucru bun pe care îl face pentru municipiul Onești. Din momentul ăsta, eu vă stau la dispoziție cu domnul privat, pentru orice întrebări vreți dumneavoastră să le puteți. Am o întrebare. Da. Mă uit la tabela acolo și văd apa meteorică pluvială, era încasată, nu se mai încasată. Da. Dar ea se plătește în continuare, adică de fapt, noi în Bacău plătim la întreține. Deci, și la Constanța, și la Preda, și la există diverse administratori care încearcă să mascheze pierderile din comune, din imobil, din bloc, cu niște prețuri umflate la dumneavoastră pe afișier. Acestea sunt prețurile practicate de Raja. Raja nu încasează conformitate cu regulamentul tehnic de furnizare a serviciului de apă, canalizare și curățare. Raja Constanța nu încasează apă meteorică, nu percepe apă meteorică de la persoane fizice și persoane juridice. Deci nu mai aveți de ce să vă știți apă pluvială. Noi nu vom pune pe factura către asociația de proprietari, de exemplu, apă pluvială. Sau către instituția publică, sau către agentul economic, sau către persoana fizică, nu vom pune apă pluvială. Deci, domnule, facem în Bacău și altă, de momentul de municipiul Onești, sigur. Bun. Dar, totuși... Da. Vreau să vorbesc de acolo. La canal. De la 1.58 este 4.32. De mai mult. Păi, de ce puneți problema așa? Pentru că serviciul este un serviciu unitar. Este un serviciu care are costuri de canalizare foarte mari, ceea ce se întâmplă cu anumea regulă în Onești. Pe ansamblu, prețul practicat de noi, veți simți cu 1.10 bani mai ieftin. Dar la apă, de ce nu vă uitați să-i cu 2 lei mai ieftin? Întrebam și lucrul ăsta. Păi, ce l-ați încercat acolo? Cum de s-a putut? Ați putut, ați negociat într-un fel, evident, și ați ajuns... Nu, n-am negociat, alu, n-am negociat. Sau cum? Eu, acesta este prețul. Da. Eu plătesc cu CRAP Bacău, tot 2,35 lei de bani cât plăteam în municipiul Onești până acum. Mai puțin. Deci eu plătesc cu CRAP Bacău același preț pe care îl plătea până astăzi domeniul public și privat. N-am negociat mai puțin. Dar noi nu punem ce... Deci, eu n-am voie să am un preț unic pe întreaga mea arie de operare, în cele 8 județe. Ăsta este prețul cu care noi am venit, cu oferta noastră, alături de Iași și de Bacău, și am făcut-o cu niște Onești. Acela este prețul lor. Am constatat, când am comparat cu facturile dumneavoastră, că lucrul este per total, cu 1.10 bani mai ieftin. E rău? Nu e rău. Și dacă v-ați sesizat foarte corect la serviciul de canal, i-ați sesizat și la serviciul de apă. Că e mai ieftin. Veneam și acolo, pentru că e clar. Păi hai, veni și acolo. E flagrant și... Da, 671, 476. Dar puneți pe ansamblu, că contează cât scoateți din ansamblu. Pe ansamblu scoateți cu un leu mai puțin. Eu vin totuși la apa meteorică, deci ea nu se mai plătește, nu? Păi dacă sunteți puțin invidios că sunteți din Bacău și nu din Onești, înțeleg... Sunt invidios că sunt oneștean și am ajuns în Bacău și pe Onești. Uitați că oneștenii a venit și rândul oneștenilor să fie tratați... Cu respect. Cu respect. Și vreau să vă spun că în Bacău apa meteorică, de la lună la lună, am mai văzut acum, dacă vreau haurul ăsta... A spus-o, mai rău.
mă iertați, dar nu știu cum vă cheamă. Domnul Done. Dacă eu v-am luat fotografia asta pe ăsta. De la miezul nopții, în municipiul Onești, nici o persoană fizică sau juridică nu atingește apă meteorică. Clar. Și am văzut când toată... Și toată area de... Toată area noastră. Și 6-8 județe. Din anul 2013, și suntem singuri în România, operator greșit. Din 2013, noi nu mai percepem persoanelor fizice și juridice apă pluvială. Care o puțin. Vorba aceea, altă întrebare? Sursa alternativă de apă, îi puteți da câteva amănunte? Vă dau amănunte, că sursa alternativă de apă este absolut necesară, pentru că în momentul de față, Crabul ne dă apa cu 2 lei și 35 de bani pe metru cub. Ceea ce este foarte mult. Și atunci vom face o sursă alternativă de apă. Evident, ne dorim să fie de suprafață, pentru că dacă ar fi de subteran, cheltuielile de pompare din subteran la suprafață sunt foarte mari. Și am introdus-o deja în master plan, va fi votată. Deja cerem avizul Apelor Române, acum 2 zile am fost la Apele Române la București, și probabil va fi o sursă tot în lacul din care se alimentează Crabul. Vom face o sursă modernă, cu o tratare de secolul 21, și care va veni cu într-o conductă ceramică, pentru că asta este teren cu tabla care îl ținește, conductă ceramică la Onești, ca să fie apă de cea mai bună calitate. Nu cred că la dar noi ne-am angajat ca toate aceste lucruri să le începem, să le terminăm în mandatul domnului primar. Deci cam 3 ani de zile vor fi gata toate. Din păcate durează mult licitațiile. Pentru că în România oricine poate să conteste orice fără să suporte consecințe. Dar din momentul în care am semnat contractele de execuție, în maxim 1 an și jumătate toate lucrările vor fi gata. Deci ne luăm 1 an, 1 an și jumătate ca să facem proiectarea și achizițiile și în plan 1 an și jumătate să le finalizăm. Dar nu stă degeaba în timpul ăsta. În timpul ăsta, din fonduri proprii, reabilităm rețele de apă și canalizare în municipiul Onești. Și reabilităm foarte mult. Reabilităm brăzile Tineret Cașinului, George Călinescu, Republicii, Aldestrez. Contorizăm. Facem reparații curente, reparații medii, reparații capitale. În timpul ăsta, banii noștri, banii companiei, facem foarte multe lucruri bune în municipiul Onești. Am vorbit de aceste investiții mari, care sunt investiții pe fonduri europene și care vor fi, atenție, vor fi cofinanțate de compania noastră, în medie cu 20%. Toate acele cifre pe care eu vi le-am dat dumneavoastră, vă rog să rețineți că 20% din valoarea lor vor fi fonduri puse de compania noastră. Nu de cetățeni. Nu de municipiul Onești. Noi vom cofinanța cu cel puțin 20% toate aceste mari investiții pentru dumneavoastră. Urmând ca restul de bani să ne dea, dacă suntem în stare să prezentăm proiecte viabile, Comisiei Europeană. Apropo de proiecte viabile, în programul operațional sectorial de mediu, știți de el, da? Care s-a încheiat, compania noastră a făcut investiții de 352 de milioane de euro și a realizat o absorpție de 100%. Într-un comunicat oficial al Ministerului Dezvoltării, al Guvernului României, Raja este a 5-a entitate din România, nu din domeniul apei. A 5-a entitate din România, ca volum de bani absorbiți și de bani la Comisia Europeană. Pentru acest exercițiu, care se numește POIM, Program Operațional Investiții Mari, am depus și avem proiecte în județele în care activăm, care au fost deja declarate eligibile de către Comisia Europeană, de 607 milioane de euro. Toate aceste investiții noi le-am cofinanțat și le cofinanțăm. Vom cofinanța și investițiile din municipiul Onești, păstrând un preț al apei absolut decent,
după cum ne-am angajat. Mai corect de atât se poate, nu știu o întrebare. Dacă îmi permiteți, se poate. Adrian Bană, inginerul independent, Chialomița. Acum un an de zile ați promis că veți ajunge și la Slobăzia, apropo de promisiunile pe care vă țineți. Păi, s-a schimbat între domnul, timp și conducerea județului. Noi ne chinim să venim la Slobăzia. Noi ne dorim să venim. Noi acționăm în tot județul Chialomița, mai puțin în Slobăzia. Că încercăm să venim în Slobăzia de ani de zi. După cum știți, la licitație am achiziționat compania de atur, adică partea administrativă, toți suntem pregătiți. Din păcate, acum este o situație așa mai delicată, ca la Dâmbovița. Noi am vrea și am putea să venim mâine. Tocmai de asta poate l-a arătat și dumneavoastră, acum este un operator în faliment. Cu bază în faliment. Este ținut în viață în mod artificial. Cu o pierdere lunară, așa cum povestea domnul primar, dar domnul primar n-a admis să dureze această pierdere. La Slobăzia e de ani de zi. Calitatea serviciului, absolut. Înțeles. Nu vreau să monopolizez discuția, poate tu mi-a acordat și deci noi cine. Vrem să venim la Slobăzia. Trebuie să vrea și nasă. Trebuie să vrea și baba să treacă stradă. Dacă baba nu vrea să treacă stradă, stă pe trotuarul. Dar ceea ce vreau să vă spun e următorul lucru. România a semnat un tratat de aderare cu Comisia Europeană. Corect? În anul 2007 noi am aderat la Uniunea Europeană. În tratatul de aderare sunt scrise foarte clar drepturile pe care le avem și obligațiile care ne revin. Ca în orice contract. Tratatul de aderare e un contract. Singurul domeniu care are obligații de conformare, adică să devenim la fel ca ei, este acest domeniu de infrastructură de mediu. Apă, canal, iepurare. Vreau să vă spun că până la 31 decembrie 2018, toate localitățile mai mari de 2000 de cetățeni din România trebuie să se conformeze integral la cerințele scrise în tratatul de aderare. Adică apă să aibă 2 cetățeni, canal să aibă 2 cetățeni și să fie OAT-uri acordat la o stație de epurare. Se mai acordă, cum s-a acordat și la postul de mediu, sperăm un an jumătate, așa mi s-a dat la postul de mediu, deci să fie 2020, în care lucrările să fie și gata, cum vor fi cele care începe în municipiul Ionești. Ce se întâmplă cu localitățile care nu se conformează, cum ar fi, de exemplu, orașul? Deci, în primul rând, România. Se aplică procedura de infringement României. România va plăti o amendă uriașă. Uriașă. Și fie separat, iar separat, fiecare UAT-ul, adică unitate administrativ-teritorială, comună, oraș, municipiu, va plăti o amendă zilnică, până la realizarea conformării, în valoare de, mergând de la 3.400 de euro pe zi, o comună mitifică, până la 130.000 de euro pe zi, un municipiu de ședință de județ. Și nu știu cum vor face oficialitățile, când vor fi taxate, să zicem că e un municipiu mai mic, 80.000 de euro pe zi, ori 30 de zile înseamnă 2.400.000, ori 12 luni înseamnă aproape 30 de milioane de euro pe an, când s-a făcut conformarea, și vor plăti amenda până când o vor face cu fonduri proprii. De unde fonduri proprii? De aceea, nu întâmplător, v-am rugat și vă mulțumesc din suflet, v-am invitat și pe dumneavoastră aici astăzi. Este un municipiu care comparativ se compară cu municipiul Sucsăru. La fel cu municipiul Slobăzia. Uitați o abordare aici și nu puteam să avem abordarea asta și la dumneavoastră. Știți că am pus-o avem. Când am vrut să... Era primarul Ionaș. Când am vrut să fuzionăm cu absorție cu compania de apă, ne-am asumat disponibilitatea să prelungi un pasiv de 142 de miliarde de lei medii. S-a vrut? Nu s-a vrut. Am mai schimbat doi primari de atunci. Și la fel. În timpul din aceea. Domnul Doamne, nu mai aveți întrebări? E numai de tabelul ăla. Spune și avem. Am să contic, dar am impresia că unul trebuie 0,9, parcă nu... Dă 100%. Dar mă rog. Da. Sponsorizați toate județele, apă la școli, la
Sau în fiecare unitate administrativ teritorială, fie că este comună sau că este municipiu, așa am văzut eu afară. Am umblat, eu sunt și președintele Asociației Românești. Și am umblat așa cu mai multe țări și am văzut eu că unitatea teritorială, cu ATU-ul care acționează, compania de apă, întoarce un pic din venituri către comunitate. De exemplu, la Constanța am reparat și am dotat la nivel european secția de oncologie a Spitalului Județean. În orașul Buftea, care nu avea parc, am construit un parc senzațional de frumos. M-au rugat cetățenii anul trecut să vă fac prima plăcută. Dar nu sunt intra în proiectele mele. Un parc extraordinar de frumos și am pus acolo un bolovan de marbură, dacă mergeți la Buftea, să vedeți parcul, și am scris acest parc a fost dăruit orașului Buftea și se cerea așa Constanța. La orașul Băneasa din județul nostru, am reparat liceul. Peste tot unde ne ducem, facem câte ceva pentru comunitate. În semn de respect, pentru cetățenii de pe urma cărora trăim. Eu cunosc care trecea prin toate localitățile pe unde trecea și rămânea ceva. Fiecare. Vă școală, vă invit la Constanța, dacă vă veniți în vara, vă rog din suflet. Și vă invit, mă răpesc de la familie o zi și jumătate și vă duc unde vreți dumneavoastră și peste tot vă arăt ceva ce am făcut pentru comunitatea de liberi. Și facem în continuare, să știți. Vă mulțumesc. Spre strategia prețului în anii următori, am înțeles că... Deci, deocamdată, până la 31 decembrie 2018, nu discutăm de modificări de preț. Evident că până la 31 decembrie 2018 o să crească energia electrică. Evident că se va mări salariul minim pe țară. Evident că vor fi creșteri. Dar cum se face prețul? Poate e foarte interesant să știți cum se face prețul. Prețul nu face compania. Există o autoritate națională, se numește ANRSC. E autoritatea noastră de reglementare. Noi ne ducem cu calculația de preț pe care o scriem frumos. Ce spunem? Curentul electric a crescut de la 4 bani la 7 bani. Motorina de la atât la atât. Salariul mediu de la atât la atât. Și autoritatea, cu avizul Consiliului Local al municipiului Onești, de exemplu, că discutăm cu dânsii, uite-mi, fraților, nu mai putem să ținem prețul ăsta. S-a dublat energia electrică, s-a întâmplat ceva cu gazul natural. Mă rog, înțelegeți ce vreau să spun. Și mergem la Autoritatea Națională de Reglementare, care calculează din nou totul, ne dă avizul de preț și așa se face prețul. Nu facem noi prețul. Oneștenii nu sunt la mâna companiei Rașa privind prețul. Există un consiliu local foarte... Eu apreciez foarte mult acest consiliu local de municipiu. Enorm. Ce bun ar fi fost și pentru noastră un asemenea consiliu. Și care vă asigur că nu ne vom lăsa să facem noi prețul cum vrem noi. Și dacă nu ne vom duce cu elemente corecte care să se adauge la prețul ăsta, nu se va mări prețul. Hai să vă mai spun ceva. Discutam dimineața cu domnul primar și cu câțiva consilieri. Și le-am promis ceva. Noi vom încerca să negociem prețul cu grabă, că nu se poate 20-30. Și le-am promis ceva. Domnul primar zâmbește. Și am zis așa. Da, n-am dat toate detaliile astea, că apoi o să creăm o speranță și... Dacă vom reuși, să micșorăm prețul apei furnizate de grab, prețul îl împărțim, diferența care obținem, obținem 50 de bani. Să zicem. Sau un leu, să zicem. Un leu. Ce se întâmplă cu leu? Împărțim acel leu în două, 50 de bani, care se scade automat din preț. Deci se va mișora prețul cu 50 de bani. Iar ceilalți 50 de bani vor intra în investiții pentru orașul Onești. Punctual. Deci. E corect? Deci, un alt element care arată buna credință cu care noi am venit la Onești. Solicităm ca și cetățenii să înțeleagă că trebuie să-și plătească serviciul pe care îl vor primi timp de 24 de ore și de calitate. Doamne ajută și bine! Doamne ajută! Bine la mersi!